Sunt, așa cum spunea Raul, entuziasmat de ceea ce urmează. Urmează să facem o incursiune în cartea Eclesiastului, așa ca o paranteză chiar de început. Știu că am anunțat duminica trecută că ar trebui să vină păstorul Adi Boloș împreună cu noi, dar datorită circunstanțelor de la școală și prin simplu faptul că e băgat în agricultură masiv cu socul său, l-am mutat și o să vină în ultima din iulie, dar între timp, eu încep astăzi, iar duminica viitoare, Rașel, poți să-ți notezi deja să vii, Raul continuă cu, cu Eclesiastul, va fi un moment fain. Deschidem seria aceasta extraordinară a, cărților, a cărții Eclesiast, Eclesiastul, o carte de înțelepciune foarte faină, care trebuie abordată ca atare. De aceea, așa câteva date introductive vis-a-vis -vis de, de cartea aceasta, ca să ne facem o idee cu privire la ea. Da? Odată, Eclesiastul e o carte a Vecului Testament, da? Până acum toată lumea știe lucrul acesta, da? Ce mai știm despre Eclesiastul? Se pare că în construcția cărții veți vedea că este, se, se întâlnește cel puțin două personaje care s-ar putea să fie la fel, adică un singur personaj, e autorul cărții care vorbește despre ce zice un anumit eclesiast sau orator sau predicator. Am citit foarte mulți comentatori să-mi dau seama care e mișcarea din spate. Dacă citim pur și simplu versetul întâi, spune acestea sunt cuvintele oratorului, predicatorului. Cineva notează lucrul acesta. Autorul cărții către Eclesias face notarea aceasta. Și el încheie toată, toată incursiunea oratorului undeva în capitolul 12 cu versetul 9. Zice, pe lângă faptul că oratorul a fost un înțelept, el a mai făcut anumite lucruri. De deci se pare că... Oratorul nu e neapărat autorul cărții, ci există un autor al cărții, cum există la toate celelalte cărți. Bun. Acum, în tradiția iudaică veche, și în ce am uitat eu, un pic prin versete, tind foarte mult să cred că autorul este unul și același cu oratorul, și anume regele Solomon. Și dacă n-ar fi Solomon, pentru că, în tehnic vorbind, cartea aceasta este are autor anonim, nu îi nu, nu, nu preciza niciunde, ca de exemplu în Proverbe, când zice specific, ăsta e Solomon și așa mai departe. Chiar dacă tehnic nu îi, s-ar putea ca, după limbajul cu unii comentatori, să fi fost aranjat un citat sau o parte de învățătură a lui Solomon și pusă împreună, da? cu adăugirea aceea de la început, versetul 1 din primul capitol, și respectiv din capitolul 12 de la versetul 9 în jos. Și dacă ar fi așa, nu ne încurcă. Deci oricare am, oricum am luat -o. Însă, în tradiția iudaică și în tradiția uh, bisericii primare, cartea aceasta este atribuită într-un mod natural lui uh, lui Solomon. Da? Bun, acum câteva lucruri despre uh, detaliile acestea, de unde am ști că e vorba despre Solomon. Și dacă este Solomon, probabil că cartea aceasta a fost scrisă pe undeva pe la apusul vieții lui, și anume undeva pe la, nu știu, 935 înainte de Hristos, deci are vreo mie de ani înainte de Isus Hristos, în mare, da? <coughs> și acum vreau să vedem câteva uh, lucruri despre uh, orator. Dar prima dată citim vers, pasajul, da? Capitolul 1, primele 11 versete. Spune așa, cuvintele oratorului, fiul lui David, rege la Ierusalim. O deșertăciune a deșertăciunilor, zice oratorul sau după ortodox, o nimitnicie a nimitniciilor. <laughs> sau o vanitate a vanităților. O deșertăciune a deșertăciunilor, zice oratorul, o deșertăciune a deșertăciunilor. Totul este deșertăciune. Ce câștigă are omul din toată osteniala pe care o depune sub soare? Un trece și altul vine, dar pământul rămâne mereu în picioare. Soarele răsare și apune grăbindu-se apoi înspre locul de unde va răsări iar. Vântul bate spre sud, apoi se întoarce spre nord, se întoarce din nou, umblă mereu și revine continuu la circuitul său. Toate râurile curg spre mare, fără a umple însă. Râurile se întorc de unde au plecat, doar ca să pornească iarăși de acolo. Toate lucrurile sunt obositoare, Corina. Cum nu se poate spune, dar ochiul nu se satură să-i privească, așa cum nici urechea nu se satură să asculte. Ce a fost va mai fi, iar ce s-a făcut, se va mai face. Nu este nimic nou sub soare. Dacă cineva zice, iată un lucru nou, totuși el există de mult, încă din viacurile dinaintea noastră, nu ne mai amintim de cei de demult, tot așa cum nici cei ce vor urma nu se vor mai păstra în amintirea celor ce vor veni după ei. Amin. Interesant, nu? Trist, trist. Tristă. Și trist și încurajator. Hai să vedem. Sunt câteva detalii. Cuvintele oratorului este identificat acest orator ca fiind fiul lui David și regele la Ierusalim. Acum, dacă e să vedem pasajul acesta, de exemplu, versetul 12 spune Eu, orator, am fost rege peste Israel la Ierusalim. Doar trei regi au fost peste Israel și la ordomire la Ierusalim, doar trei. Saul, David și Solomon. După Solomon se rupe regatul în partea de nord și în partea de sud. În partea de nord nu mai sunt la conducere cei din spița lui David și rămâne doar regatul lui, lui Iuda, care, are, care are într-adevăr... Mulțumesc! Ce luat, nu i-am cerut, dar mă bucur că Duhul lucrează în tine. A vreau să zic, că, să nu se mai chinuie, că toate lucrurile obosesc, deci tot aia e. <coughs> uh, unde am rămas cu voi? Da, deci el zice, e oratorul în versetul 12, am fost rege peste Israel la, Ier la Ierusalim. Singurii care au fost regi la Israel, la Ierusalim, cu cele două, sunt Saul, David sau, sau Solomon. Iar faptul că este fiul lui David reduce tot la Solomon. E destul de simplu așa. Din ce cauză? Roboam care se urmașul lui Saul și urmează la tron, nu vrea să coboare taxele pentru triburile din nord. Triburile din nord pun un alt tip, e Roboam, care îi cere să reducă taxele. Roboam nu ascultă de prietenii lui David și de sf sfetnicii lui David, ci ascultă de niște tineri și rămâne mai departe cu taxele înalte, făcând ca regatul să se scindeze, da? Rămân în, partea de sud, rămân în partea de sud 10 seminții, în partea de, de, în partea de nord 10 seminții, adică regatul lui Israel și au capitala în cele din urmă la Samaria și în partea de sud rămâne regatul lui Iuda cu capitala la Ierusalim. Faptul că oratorul precizează ideea aceasta, că el este împărat în Israel la Ierusalim, reduce ideea doar la trei împărați. Dacă băgăm și că e fiul lui David, e unul singur, Solomon. Deci, indiferent dacă acest autor al Eclesiastului este Solomon sau este un alt învățat care culege învățătura lui Solomon, tot din, din ceea ce Solomon a spus vom învăța, da? Asta e rege peste Israele la Ierusalim. De asemenea, Solomon avea obiceiul să-și conducă adunările și să convoacă adunările da? și le se adresa în mod continuu. De exemplu, un timp împărați, capitolul 8, putem să mergem prin Biblie dar în dimineața aceasta, ca în orice altă dimineață de altfel. În timp, împărați, capitolul 8, Zice, cu versetul 1, Solomon a convocat la Ierusalim sfatul băstrânilor lui Israel, toate căpetenile și conducătorile, cl conducătorii clanurilor israelite și așa mai departe. Toți bărbații lui Israel s-au adunat, zice, da? Și dacă ne uităm, de exemplu, în versetul 14, regele se întoarce cu fața spre întreaga adunare a lui Israel, a binecuvântat-o, întreaga adunare a lui Israel stă în picioare și regele zice, binecuvântat este, da? Și continuă ideea aceasta. Iar, după rugăciune. Versetul 22. Solomon s-a așezat înaintea altarului Domnului și stând în prezența întregii adunări a lui Israel și-a întins mâinile spre cer și a zis. Deci sunt lucruri pe care el le face într-un mod uzual, nu e ceva nou. Iar ideea aceasta de orator sau eclesiast sau predicator are în sine componenta aceasta a unuia care strânge pe oameni ca să le comunice niște lucruri. Ăsta e oratorul. Cel ce are capacitatea să-i convoace pe oameni să comunice niște lucruri, da? Bun, Eclesiastul, de exemplu, 1 cu 16, ne mai spune ceva despre acest orator și anume, iată că mi a mărit faima și mi-am sporit înțelepciunea mai mult decât toți cei ce a fost la Ierusalim înaintea mea. Inima mea a experimentat mult mai multă înțelepciune și cunoștință, da? 1 cu 16. Dacă ne uităm la chestia asta de faimă și de înțelepciune, putem să găsim un corespondent în Cartea Cronicilor, întâi cronici, la capitolul 29, versetul 25, care zice Domnul l-a înălțat pe Solomon înaintea întregului Israel și a făcut parte de o domnie mai strălucită decât a oricărui alt rege al lui Israel care a fost înainte de el. Faima lui Solomon este așa de mare încât inclusiv cronicarul amintește lucrul acesta. Acum, ce, ce mai putem să învățăm din pasajul acesta? Dacă oratorul este într-adevăr Solomon, probabil că el scrie toate lucrurile acestea pe finalul vieții. Probabil că scrie toate lucrurile uh, la finalul vieții. Și el are un început și un final de, de, de discurs care e identic. El își începe discursul în versetul 2 din capitolul 1 și îl finalizează, da, uh, în 12 cu 8, cu aceeași idee. O deșertăciune a deșertăciunilor, totul este deșertăciune. Bun. Acum, când vorbim despre deșertăciune, la ce vă gândiți? Cei lumești și firesc. Ceva ce e fără sens. Nimic. Fără, viață. fără viață, nimic, gunoi. Ceva urât. Ceva urât. Chiar și foarte multă, tot o să ajungem așa ca un preambul la ceea ce urmează să discutăm noi. Lucruri fără valoare în cer. Fără valoare în cer. Nu știu cum să traduc asta. Eu slumesc, eu nu pricep toate lucrurile astea. Uh, ideea este următoarea Și uh, modalitatea prin care ne uităm la Eclesiast Ar trebui să Dacă e să fim onești Cartea aceasta poate să fie privită în multe feluri În multe feluri Prin multe lentile da. Dar am considerat de cuvință că cea mai bună lentilă pentru noi Este să privim Cartea lui Eclesiast prin prisma plăcerii Și am zis ceva de, de genul acesta Și o să vedeți că ne uităm La, la Pasajele care se urmeze și e o întrebare care pentru noi e cumva rămâne acolo și anume din ce cauză omul tot timpul găsește plăcerea în muncă sau își găsește plăcerea în bogăție sau în vacanțe sau în mai știu ce alte lucruri și din ce cauză Iisus Hristos nu este așa de atractiv încât să producă plăcere. Da? Tot timpul, asta a fost o întrebare pe care noi ne-am pus-o și prin prisma aceasta vrem să privim cartea Eclesiastului și anume ideea aceasta de plăcere, ideea aceasta de a-ți găsi bucuria în ceva, nu? Și din ce cauză Iisus Hristos ar trebui să producă mai multă plăcere pentru noi decât toate celelalte lucruri care sunt pieritoare. Da? Sau poate sunt așa mai nesemnificative. Acum, ideea din spate ca și cuvânt original, originar, e ceva de genul acesta. Deșertăciune este fum la propriu. E ideea aceasta că îl vezi de la distanță și ai senzația că e ceva acolo. Dar în momentul în care vrei să-l apuci, n-ai de ce apuca. Așa e deșertăciunea. Da? Imaginea aceasta să o aveți în, în minte. Este un fum care poate să ia formă de casă, care poate să ia formă de bani, care poate să ia formă de vacanțe, care poate să ia formă a unei persoane pe care ne-o dorim sau în care găsim plăcerea. Da? Dar în momentul în care o pucăm, ea dispare, nu are consistență. Asta e deșertăciunea. Amăgire, iluzie. Bun. Da. O, dacă e să, să spunem totul este în van, totul este în zadar, totul este degeaba. Sau dacă este fum, totul este iluzoriu, într-adevăr. Da? Deci când, când oratorul își începe discursul, și interesant mod de a-și începe o predică și a -și finaliza o predică, nu? totul este degeaba. Totul este iluzoriu. Și să finalizăm după ce avem toată, tot discursul cu același, aceeași afirmație. Totul este degeaba. Totul este iluzoriu. Este ușor deprimant. Da? Cu toate acestea, cartea aceasta este una plină de înțelepciune și vreau să mai spun un lucru foarte important, în măsură am parcurs cartea, autorul, oratorul, nu îl neagă pe Dumnezeu și nu neagă existența lui Dumnezeu. Deci nu nu vorbim despre cineva care îl neagă pe Dumnezeu. Ci este unul care caută niște lucruri, care îi par la un moment dat palpabile și în momentul în care le apucă își dă seama că nu are de ce apuca. O să-l vedem pe orator, cum vorbește de mai multe ori dar Dumnezeu a făcut așa, Dumnezeu le-a dat așa, dar Dumnezeu face așa. Inclusiv autorul finalizează, concluzie la tot ce a zis autorul e temete de Dumnezeu și păzește poruncile lui. De cum să zic, Dumnezeu nu este scos din ecuație. Cartea aceasta nu este o carte a atee. Cartea aceasta nu este o carte sau discursul acesta, totul e în van, totul este în zadar, totul este iluzoriu. Nu este ceva ce îl putem despărți de Dumnezeu. E ceva ce în apologetică se numește ideea aceasta, bun, Dumnezeu există. Și ce contează că Dumnezeu există? El cu ale lui, eu cu ale mele. Dumnezeu există, nimeni nu contestă lucrul acesta, dar eu vreau să trăiesc în conformitate cu ce vrea voia mea, cu ce caută plăcerea mea și așa mai departe. Ce contează că Dumnezeu există? Cam așa se pune întrebarea. Bine? Acum, prima întrebare pe care o pune uh, autorul, da? după ce am definit deșertăciunea, spune ce câștig are omul din toată ostenia la sa, pe care o depune sub soare. Da? cumva acest subsoare o să-l vedem inclusiv în versetul 5 și 6 și putem să facem deja arcul acesta către versetul 5 care zice soarele răsare și apune, vântul bate spre sud, apoi se întoarce spre nord și așa mai departe. Sunt cele două elemente care o să le mai reîntâlnim în cartea Eclesiastului. Și o să întâlnim nu soarele și vântul de sine sătători, ci două expresii interesante. Una este subsoare... Da? subsoare, eclesiastul 1 cu 9 1 cu 14, 2 cu 11, 17 20, 22, 3 cu 16 4 cu 1, cu 3, cu 7, cu 15 5 cu 13, 5 cu 18 toate lucrurile acestea aducă expresia aceasta de subsoare ăsta da? e primul element pe care trebuie să-l țineți minte iar vântul, poate țineți minte tot lucrul acesta din 1 cu 14, 1 cu 17, 2 cu 11 4 cu 4, cu 6 și așa mai departe deci o grămadă, goană după Vânt. Așa sunt cele două expresii care vor face cadrul în care toate întrebările acestea ajung la rezultatul acesta de totul e iluzoriu, totul e degeaba. Oratorul zice totul este deșertăciune, totul e în zadar, totul e degeaba, totul e în van în, condi în condițiile acestea. Când viața este sub soare și când ce facem este goană după vânt. Asta nu înseamnă că viața nu este mai mult decât atât. Și o să vedem că Biblia vorbește despre, despre lucrul acesta. Dar, într-un anumit fel, dacă e să ne uităm la toată existența umană, cam, aici, cam, a, cam, cam asta vrea să scoată în evidență autorul. Și anume, un iam trece, altul vine, pământul însă rămâne, în, rămâne în picioare. Omul, zice cuvântul lui Dumnezeu în psalmul 144 cu 4, da? este ca un Abur. Foarte interesant, da? Iar Iacov întărește și mai mult ideea aceasta în 4 cu 14. Nu știți că voi este ca un abur care se arată puțin tel și apoi piere? Și ideea este următoarea. Orice am face noi ca oameni, oricâte realizări am avea, oricât de mult am încercat să căutăm anumite lucruri, pentru toți sunt valabile lucrurile acestea. Cine se naște, trăiește, moare. Sub soare, ciclicitatea aceasta este vizibilă pentru noi toți. Sub soare, toți căutăm, de, dacă suntem fără Dumnezeu, Sau dacă nu suntem curioși de existența lui Dumnezeu și zicem Dumnezeu există, dar pentru mine nu contează deloc lucrul acesta, toate lucrurile pe care vreau să le apuc sunt forme care în momentul în care le apuc îmi dau seama că sunt fum și nu le pot ține. Da? Ok. Într-un anumit fel, întrebarea e foarte legitimă. Bun, bun. Și totuși, omul, din toată osteniala, din toată munca pe care o depune sub soare, care e gheșeftul lui, vorba lui Hens? care e câștigul lui? Oratorul predicatorul, eclesiastul pune foarte mult de la început ideea aceasta. Totul este o deșertăciune. Până la urmă, câștigul nu există. Nu există și spunea, spunea unul dintre apologeți dacă Dumnezeu nu există, n-ar conta deloc dacă viața noastră ar fi trăită ca și Maica Tereza sau ca și Hitler. Dacă Dumnezeu nu, nu există și noi nu suntem trași la, la, la răspundere pentru ceea ce facem, nu contează cum trăim. Din contră, suntem mai degrabă încurajați să căutăm anumite plăceri, pentru că și așa Dumnezeu nu există, și așa Dumnezeu nu judecă, și așa Dumnezeu nu e acolo, și așa noi nu contăm pentru Dumnezeu sau el nu contează pentru noi, facem tot ce putem, mai bine să ne trăim viața aceasta într-un într într hedonism din ăsta uh, ciudat, da? Să căutăm plăcere, plăcere după plăcere, dar e foarte interesant, și o să vedem lucrul acesta, că plăcerea aceasta lasă pe om nesatisfăcut, neîmplinit. Dar ea există și în jurul nostru ne, ne, ne întâlnim cu oameni care își trăiesc viața într-o asemenea măsură și, din păcate, cred că și noi de foarte multe ori suntem priși în ciclul acesta, care e natural și îl văd, da? Peste tot. Și anume, încercăm să Clădind viața noastră, și a vorbit Raul despre ideea aceasta de semnificație, și despre ideea aceasta de chemare, și despre ideea aceasta de a face ceva pentru Dumnezeu. Ei bine, dacă facem lucrurile pentru Dumnezeu, Cuvântul lui Dumnezeu ne spune lucrurile astea contează, dar dacă nu le facem pentru Dumnezeu, s-ar putea să facem pentru lucruri iluzorii, s-ar putea să facem pentru o deșertăciune. Și marele semnal de alarmă pe care vreau să-l trag în dimineața aceasta este, aceasta este acesta. Oameni buni, să nu ne găsim lucrând pentru lucruri care par bune care par împlinitoare, care par satisfăcătoare, care par să împlinească nevoile noastre. Să nu ne trezim că intrăm într-un ciclu din asta de muncă, somn, mâncare, muncă, somn, mâncare, muncă, somn, mâncare. La un moment dat oratorul spune Eclesiastul, Dumnezeu face ca lucrurile acestea să fie repetitive, tocmai ca să-și dea uh, seama omul că el nu este cu nimic diferit de animale. În esență, în esență, noi am intrat într-o ciclicitate extraordinară și suntem într-un turbo vorba lui Mihael, care ne suge toată energia. Pentru că tot ceea ce facem este să, nu știu, vreau să am casa asta, vreau să am cariera asta, vreau să lucrez și. Deci, discursul n-ar trebui și n-ar trebui luat în direcția aceasta uh, uh, negativă. Da, omul trebuie să muncească, da, omul trebuie să stabilească anumite lucruri, dar îmi dau seama că de multe ori noi suntem prinși într-un ciclu da? repetitiv, în care încercăm să ne punem toată sănătatea la dispoziție ca să facem niște bani, ca apoi să folosim banii respectiv, să ne punem sănătatea înapoi pe picioare. Suntem într-un ciclu din ăsta nesfârșit. Încep ziua, finalizez ziua, la fel de obosit, încep ziua, finalizezi ziua, la fel de obosit, e o rutină, e un plictis, e o, e, e o, monotonie care ucide. Și eu nu vreau să intrăm în lucrurile de genul acesta. De aceea, de multe ori, cred că Duhul lui Dumnezeu are capacitatea aceasta extraordinară de a, de a trezi de a zdruncina sistemele. De aceea cred că noi, fiind plini de Duhul lui Dumnezeu, vom accepta tot felul de provocări care vor veni. De aceea provocarea în sine e, bine, e bună. Dacă am face toate lucrurile la fel, ar fi plictisitoare. Le văd și pe fete deja, că sunt mai pierduți entuziasmul ăla de la început, zâmbetul e mai mic, ceva de genul cât mai cântăm. E același lucru îl fac, ca și la început. Doar făcând același lucru, devine plictisitor. Traiul și dependența de Domnului Dumnezeu dă acea scânteie vieții noastre, în așa fel încât să nu devină plictisitoare uh, viața noastră. Și un citat ce l-am găsit, Men Ken îl cheamă, realitatea de bază care marchează experiența umană nu e faptul că e o tragedie, ci că este un plictis. Nu e faptul că e dureroasă, ci că e lipsită total de sens. La final, măcar când suferi, poate suferi cu un scop. Zice cuvântul lui Dumnezeu, dacă suferi, dobândești caracter matur. Virtuți. să Sădești în tine niște chestii. Da? Dar când tot sădești în tine lucruri, în un moment dat, nu? Și nu-i mai nicio... intră o monotonie inclusiv în în, 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 în durere. Și ideea din spate este aceasta. Oameni buni, să ne ferim de rutină. Să ne ferim de plictis. Să ne ferim de acea monotonie care consumă ființa noastră în așa fel încât Ajungem la un burnout din ăla total, o epuizare totală. Nu-i normal să se întâmple lucrurile acestea. Îmi place foarte mult analogia pe care o face uh, autorul în uh, versetul 7, când zice, toate râurile curg spre mare, fără a umple însă. Ui, um, sunt foarte multe analogii pe care le-am întâlnit și le-am citit cu privire la pasajul acesta. Una dintre ele este ideea aceasta că omul, sau viața omului, este ca o mare. Și toate lucrurile pe care le face sunt tot felul de lucruri care încearcă să umple marea aceasta. Și cu toate acestea, niciodată marea noastră nu e umplută. Indiferent ce am avea, indiferent ce am avea, n-am fi pe deplin satisfăcuți de lucrul respectiv. Există acum un trend, așa ca o paranteză, să vă mai descrețesc cu puțin mintea. Există un trend acum între țările care au potență financiară să nu mai meargă după anumite obiecte. Deci obiectele în sine nu mai sunt neapărat valoroase, le poți dobândi. Poți să-ți cumperi cel mai tare celular, că e accesibil deja la, mai, la cam toată lumea, nu? Poți să-ți cumperi cel mai tare laptop, e accesibil cam la toată lumea, dar nu-i vorba despre asta. Trendul este să cumpărăm experiențe. Deci la ora aceasta se cumpără trăiri de la modul în care miroase nu știu ce, de la senzația pe care ți-o dă, de la gustul mâncării, de la experiența în sine se cumpără. Din ce cauză? Pentru că omul e deja plictisit în capitalismul acesta istoric, dacă e să ne uităm, e plictisit de abundența aceasta lucrurilor pe care le are. Când n-am când avut lucruri, sau dacă ne uităm în, în istorie, când n-am avut banane, când n-au fost portocale, când n-au fost anumite lucruri, care a fost dorința oricărui român? Să avem banane și să avem portocale. Dar acum avem banane și avem portocale. Care dorința oricărui român? Nu e experiența, că nu suntem la nivelul țărilor bogate. Noi suntem încă pe iPhone, noi suntem încă pe Mac, noi suntem încă pe faine de firmă și așa mai departe. Dar am observat trendul care urmează mai departe. Dacă ne uităm un pic și uh, Petrica Mihens ne-a învățat un pic să, 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 intuim sau să facem pronostic cu privire la lumile care urmează, uh, societățile care urmează, culturile care urmează. Și veți vedea foarte interesant milenialii, da, tipii ăștia care sunt crescuți din 84 în jos, cu mine inclusiv, îs, generația aceea care se îmbracă, zici că nu știu, căciul în cap, uh, tricou alb, gri, foarte larg, de ei o grămadă de bani. Pentru că ei nu mai sunt curioși să-și cumpere haine de firmă, ci ei sunt curioși să aibă parte de experiențe. Când le ai pe toate, poți să fii mofturos cu anumite lucruri. Când nu le ai pe toate, ia în fratele meu... Nu știu, eu mi-aduc aminte când am fost la primele conferințe de familie, nu la Poenița. Doi stele. acum am face o conferință la Poenița. Două stele la hotel. Hotel, hotel. Rău, unde crezi că am fost noi? A <laughs> fost la două stele știi? Și atunci pentru noi două stele Mi s-au părut foarte faine Mi s-au părut interesant că aveam bazin Jos, mi s-au părut interesant că aveam Trei mese pe zi, mi s-au părut interesant că pute... Măi, ne simțeam bine la două stele Dacă acum am face undeva la două stele ce, Deja există discuții că la trei stele ar, E puțin Ar trebui să mergem la mai mult da? Din ce cauză potența noastră financiară a crescut Gradul nostru de satisfacție vis-a-vis -vis de lucrurile care ne împlinesc e spre saturație. Și atunci noi ce plătim? Experiența. La ora aceasta cred că aș avea mai mult succes să fac o întâlnire într-un loc exotic. La. <laughs> Cum? La cort, aproape la cort, da. O experiență nouă cu o chestie interesantă ar fi mai, mai de succes decât un lucru rigid, clasic și așa mai departe. Dar ideea din spate este, este aceasta. Toate râurile curg spre mare, fără a o umple însă. Râurile se întorc de unde au plecat, doar că să pornească iarăși de acolo. E ideea aceasta de am, încerc un lucru, încerc să o umplu marea mea cu râul respectiv și îmi dau seama că n-am umplut-o. Ce fac? Mă întorc înapoi, dau drumul la un alt râu, muncesc, ajung, când îl am, am senzația când va împlini marea mea, dau seama că nu sunt plinit. mă întorc înapoi, încep un alt râu și din păcate, din păcate, încercând râuri și râuri, ne irosim viața. Ne irosim viața. De aceea autorul începe cu uh, ideea aceasta, cum să zic, puternică. Și zice așa, în cadrul acesta, sub soare, tot ce facem este goană după vânt. Tot ce facem este goană după vânt. Oamenii vin, oamenii pleacă. Muntele rămâne acolo vorba uh, lui mi-aduc aminte, zicea la un moment dat, zice, investește în teren dacă poți, nu? Că poate să vină război, poate să vin, zice bomba pe teren, terenul e acolo. Poate să fie foame, terenul e acolo. Poate să fie terenul e acolo, sunt lucruri care rămân acolo. Trece războiul, că nu țin, lucrurile nu țin o veșnicie. Uh, asta e, să zic, frumusețea morții sau beneficiul morții, e că ea pune capăt tiraniei. Oricât de tiran ar fi conducătorul, la un dat moare la un moment dat moare. Și într-un anumit fel moartea eliberează în sensul acesta. Deci, oricât ar conta, pământul rămâne acolo, sunt lucruri care sunt neschimbate, noi încercăm tot felul de lucruri, cu societatea noastră încercăm tot felul de lucruri, încercăm tot felul de libertăți. Din ce cauză? Păi ni s-a de bine. Nu mai luptăm pentru libertatea de exprimare, că am dobândit-o deja. Nu mai luptăm pentru libertatea de a face biserici. Pe asta am dobândit-o deja. Nu mai luptăm pentru alte lucruri. Care și ele încearcă într-un anumit fel să umple un anumit Gol din inima noastră. Și totuși nu o să o facă. Și într-adevăr o să vină o perioadă în care oamenii o să-și dea seama că marea lor nu e umplută și o să încerce un alt râu. Toate lucrurile, zice mai departe autorul, sunt obositoare. Cum nu se poate spune. Ăsta trebuie să-l fac, să-l pun pe frigider la mine. Și cu toate acestea, zice, e foarte interesant cu privire la, la ideea aceasta de repetiție și de irosirea vieții: ochiul nu se satură să privească, așa cum nici urechea nu se satură să asculte. Și, într-un anumit fel, care e ideea? Omul este veșnic, neîmplinit, într-o frenetică căutare după senzații noi, după priveliști noi, după sunete noi și totul se întoarce nesatisfăcut și blazat. <sus> Bun. O deșertășune a deșertăciunilor. Ce a fost, va mai fi, ce s-a făcut să mai face și nu este nimic nou sub soare. Ei bine, ideea aceasta ar putea să fie luată din mai multe perspective. Această, acest nu este nimic nou sub soare. Dintr-un anumit punct de vedere, ceva de genul acesta. Nu o să se mai descopere ca și cum. Creștinismul este împotriva descoperirilor, pentru că descoperirile ele, ele aduc în discuție lucruri noi. Nu e adevărat. Lucrurile acelea există. Acum noi nu facem decât să progresăm în modul nostru de înțelegere acestor lucruri. Ele rămân acolo. Unii ar putea să spună uh, creștinismul este împotriva progresului, pentru că îl spune nu este nimic nou sub soare. Nu e adevărat, creștinismul este pro-progres. Dar realitatea este că noi ne uităm la, la lucrurile din jurul nostru și ne dăm seama că ori de câte ori ce am încercat să facem, procesul acesta și Biblia de aia e foarte faină. Biblia nu e foarte sofisticată, ea se aplică la toate generațiile și știți din ce cauză e valabilă. Pentru că ea are în vedere o, un interval de timp pentru noi, pentru fiecare, și anume, ar trebui să avem un moment în care ne întoarcem la Dumnezeu, ar trebui să avem un moment în care ne începem ucenicia, ar trebui să fie un moment în care trăim ucenicia noastră, ar trebui să fie un moment în care facem ucenici și murim, nicio problemă. Și este un moment în care Dumnezeu se uită la viața noastră și o evaluează. Da? Există, există lucruri de genul acesta, dar lucrurile sunt simple discursul bisericii, mesajul Evangheliei lui Iisus Hristos, mesajul împărăției, e același tot timpul. Și și de ce cauzare impact? Pentru că noi ne schimbăm. Același mesaj pe care l-am auzit eu, sper să-l audă și Aron la momentul oportun, sper să-l audă și Asaf la momentul oportun, e același mesaj. Da, va trebui să schimbăm limbajul puțin, va trebui să-l îmbrăcăm diferit, e același mesaj. Nu sunt lucruri noi, ci sunt lucruri care se dovedesc a fi statornice. Din contră, pasajul acesta este un alt argument pentru conservatorism. Ideea aceasta că te uiți în spate și vezi care sunt lucrurile care funcționează și te ții de ele. Și sunt câteva lucruri care, cum să zic, funcționează și ne putem ține de ele. Așa ca o paranteză, am văzut, cred că, reacția unui purtător de cuvânt de la Biserica Ortodoxă vis a de o mișcare din asta LGBT, foarte relaxat tipul, foarte relaxat. Și a zis, voi treceți, biserica aici rămâne. Mi-a plăcut ideea aceasta. Cu ideea aceasta, de 2000 de ani sunt acolo. Dar care e ideea la care el se bazează? domne, sunt lucruri care sunt dovedite. Societatea va merge mai departe prin facerea de copii. Ia-o cum vrei tu. Pentru asta vei avea nevoie de biologii, cum bărbați, o femeie, cum... Îi schimbă înfățișarea lui cum vrei tu să o schimbi. Numește-l cum vrei tu să-l numești. Ca să meargă societatea mai, mai departe, sunt lucruri care sunt clare și funcționale. Familia este clară și este funcțională. Iar societatea merge mai departe prin facere de copii. Deci nu trebuie să. Nu e nimic nou, oameni buni. Nebunile vin și trec. Biserica rămâne. Lucrurile vin și trec. Cuvântul lui Dumnezeu rămâne. De aceea, ideea aceasta nu este nimic nou sub soare, nu este o afirmație pe care creștinii o folosesc împotriva progresului. Ci este o afirmație că noi ne ținem de rădăcinile pe care le avem și știm ceea ce Dumnezeu ne-a credințat și nu ne abatem de la ele. Cuvântul lui Dumnezeu este statornic aici, nu este nou, de, de, 2000 de ani, da, aproximativ. Este cu noi, el nu este nou, nu s-a adăugat la el, nu s-a scos nimic de el și cu toate acestea este folositor pentru generații și generații. Iar Duhul lui Dumnezeu și darul Duhului Dumnezeu este folositor pentru generații și generații. Este același Duh Sfânt, nu este altul, nu este o variantă îmbunătățită, nu este o variantă mai puternică, nu este o variantă mai bogată, nu este o variantă mai, mai plină de bucurie, nu este același Duh Sfânt. Și cu aceeași întâlnire a Duhului Sfânt în viața noastră, cu aceeași umplere a Duhului Sfânt în viața noastră, ne-am apropiat noi de Dumnezeu, părinții noștri, bunicii noștri, strămoșii noștri și sperăm că se vor apropia și copiii noștri. Nu este nimic nou sub soare în sensul acesta. Dar să știți că creștinismul și face lucruri care sunt noi sub Vă dau un singur exemplu. Întruparea lui Iisus Hristos este nouă sub soare. Pentru că Dumnezeu operează sub un alt fel de cadru. El nu e sub soare. El e deasupra de soare. Iar ceea ce face El nu este vânt. El face într-adevăr lucruri stabile. De aceea vedem pe Hristos. El calcă pe apă. Fără nicio problemă, El calcă pe apă. Nu. Îi vedem pe creștini că ies din foc. Îi vedem că sunt mușcați și nu mor. Sunt lucruri care sunt supranaturale, nu-i așa? Sunt în afara cadrului pe care noi îl gândim. Și cine e potent să facă lucrurile acestea? Doar Dumnezeu. Bun. Există o ciclicitate, da? Aproape ritmica a vieții. Naștem, trăim, murim, da? Nu este nimic nou sub soare, dar o asigurare pentru noi este cuvântul lui Dumnezeu, să știți rămâne întotdeauna stabil și de încredere pentru fiecare dintre noi, în orice fel de vreme, în orice fel de circunstanță. Dacă este vreun sfat care pute să dăm, care am putea să-l dăm generațiilor viitoare, este citiți Cuvântul lui Dumnezeu, studiați Cuvântul lui Dumnezeu, cunoașteți-L pe Dumnezeu, cu El veți trăi mai departe și veți avea semnificație în viața voastră. Dacă cineva zice, iată un lucru nou, ideea aceasta care-i? omul, deși lucrurile sunt ciclice și cam toată lumea păzește la fel se naște, trăiește, moare cumva omul tot timpul dorește să-și lase el amprenta într-un fel, nu? Descoperind lucruri noi, făcând lucruri noi făcând lucruri extraordinare realitatea este ceea ce spune Eclesiastu aici nu ne mai amintim de cei de demult tot așa cum niște ce vor urma nu se vor mai păstra în amintirea celor ce vor veni după ei o experiență ce am avut-o eu E în cimitir, când duc la mormântări. Sunt curios să văd care e cimitirul de multe ori, nu tot timpul. Care e cimitirul unde văd, cum să zic, anul nașterii cel mai de, de mult. Eu n-am prins sub, sub 1800, n-am mai prins. M-am gândit că cine mai are grijă de mormântul respectiv? Nimeni. În nu știu cât timp, totul e pământ. Nimeni nu mai e. Cine mai știe de ce a fost acolo? În 200 de ani, cineva mai fi curios cine s-a născut în 1800 sau 1900? La ce folos lucrurile acestea? Și a găsit un, o, un tip care a, care a scris câteva versuri faine, două versuri atâta, vi le zic dimineața aceasta. Și zice așa, Hilton, sper că n-am oratoria voastră, dar fiecare visează că va dăinui, dar cât de repede devine acela unul care nu mai este printre cei vii. <laughs> da? Fiecare visează că va dăinui, dar cât de repede devine acela unul care nu mai este printre cei vii. Ok... Astea sunt primele 11 versete. Uh, hai să vedem care ar putea să fie aplicațiile pentru noi dimineața aceasta. Bun. Ce contează dacă Dumnezeu există? Ca asta a fost întrebarea de la început, nu? Dacă totul e deșertăciune, totul e gonă după vânt, iar suntem, noi suntem limitați și trecători în ciclicitatea aceasta în care rămân doar elementele naturii într-un anumit fel. E bine, Cuvântul lui Dumnezeu, creștinismul biblic, alimentează cadrul în care cineva poate să trăiască într-un mod consistent și în care să fie fericit. Creștinismul biblic este unul care creează un cadru în care omul, tu și cu mine, să putem să trăim într-un mod consistent și fericit. Și când zic consistent, avem sens, avem valori și avem scop. Da? Cum face lucrul acesta? Hai să citim două pasaje. Psalmul 112 cu 1 zice, lăudați-l pe Dumnezeu. Ferice de omul care se teme de Domnul și care găsește o mare plăcere în poruncile lui. Fericit este omul care găsește acest reper, care este Dumnezeirea. Fericit este omul care trăiește în cadrul pe care Dumnezeu gândește. Sau... Fericit este omul care se teme de Domnul și care găsește o mare plăcere în poruncile lui. De asemenea, 1 Corinteni 15 cu 58, aici este diferența între cel care trăiește sub soare fără Hristos și cel care trăiește sub soare cu Hristos. 1 Corinteni, capitolul 15 cu 58 spune De aceea, frații mei preiubiți, fiți fermi de neclintit, întotdeauna implicați din plinul care Domnului. Din ce cauză? Pentru că știți că în Domnul, și asta e foarte important de precizat, în Domnul strădania voastră nu este deșertăciune, așa se traduce. Strădania voastră nu este deșertăciune. Strădania pe care noi o facem nu este un fum care dispare. Ce avem, într-adevăr, datorită lui Iisus Hristos, răsplată. Da? Bun. Ok. Ce contează dacă Dumnezeu există? Păi contează, da? Dumnezeu alimentează un cadru în care pot să trăiesc într-un mod consistent și fericit. În același timp, cum găsesc împlinirea? Uh, răspunsul e foarte simplu. Isus. Știu că nu e atractiv. Nu știu cum să-l fac. M-am gândit la un moment dat, zic, cum să-l fac pe Iisus atractiv? Dar nu, modalitatea mea care aș putea să-l fac pe Iisus atractiv este să l descriu plin de valoare sau valoros. Asta e o modalitate. Zic, al cunoaște pe Iisus e o chestie așa de valoroasă că ar putea să ducă în plinire vieților noastre. Da? Acum, Apocalipsa 22, cu 17, spune așa. Cel însetat să vină. Oameni buni. Cel însetat să vină. Cel ce dorește să ia, fără plată, apa vieții. Nu suntem împliniți? Schimbăm râuri după râuri și marea noastră rămâne neumplută? Soluția pe care cuvântul lui Dumnezeu, creștinismul biblic o dă, este Iisus, persoana lui Iisus Hristos. Pentru că doar aceia care sunt în Iisus Hristos poate să zică, cel însetat, adică Iisus zice celui care caută, cel însetat să vină, cel ce dorește să ia fără plată apa vieții. Da? De asemenea, mai vreau să vă citesc un lucru din Matei, capitolul 5, vis a -vis de fericire. Și e interesant că în Iisus Hristos, când îl ascultăm pe Iisus Hristos, începem să înțelegem niște lucruri. Da? Și zice Iisus Hristos așa, fericiți sunt cei săraci în Duhul. Adică cei ce conștientizează ca au nevoie spirituală de Dumnezeu. Cei care întotdeauna sunt disponibili pentru a fi umpluți. Da? Fericiți sunt, fericiți, ferice de cei îndurerați, că cei vor fi mângâiați. Ferice de cei blânzi, că cei vor moșteni pământul. Ferice de cei flămânzi și însetați după dreptate, că cei vor fi săturați. Sunt elemente foarte interesante. Săturare. Da? Sunt aceia care, care, care moștenesc. Sunt aceia care au parte de mângâiere. Da? Ferice de cei milostivi, că cei vor avea parte de milă. Ferice de cei cu inima curată, că cei îl vor vedea pe Dumnezeu. Ferice de cei împăciuitori, că cei vor fi numiți fia lui Dumnezeu. Ferice de cei persecutați din pricina dreptății, că cea lor este împărăția cerurilor. Ferice de voi când oamenii vă insultă, vă persecută și spun tot felul de lucruri rele împotriva voastră din pricina mea. Bucurați-vă, veseliți-vă, pentru că răsplata este mare în ceruri. Vedeți? Asta face creștinismul biblic. Creștinismul biblic ne pune într-o împărăție a cerurilor. Creștinismul biblic este unul care mângâie în orice fel de circunstanță. Creștinismul biblic este unul care promite o moștenire. Creștinismul biblic este unul care promite saturație, împlinire. Da? Creștinismul biblic este unul care îl pune pe om să-l vadă pe Dumnezeu. Creștinismul biblic este unul care dă identitate, fiind numiți fii al lui Dumnezeu. Creștinismul biblic este unul care face ca ceea ce Dumnezeu are să fim parte și noi la ceea ce Dumnezeu are, la împărăția lui Dumnezeu. Iar creștinismul biblic aduce bucurie, aduce veselie, aduce fericire. Cum sunt posibile toate lucrurile acestea? Doar dacă înțelegem sau de dorim ca viața noastră să nu mai fie trăită sub soare, ci să fie trăită într-un context mult mai amplu, mult mai mare, unul în care Dumnezeu trăiește și controlează toate lucrurile. Creștinismul biblic este provocarea pentru noi în dimineața aceasta: să nu trăim viața fără semnificație, să nu trăim viața într-un mod ciclic, repetitiv, goală după vânt, încercând să umplem marea noastră cu tot felul de râuri, ci. Provocarea din viața aceasta este ceea ce Iisus Hristos spunea cu referire la Duhul lui Dumnezeu. În momentul în care vine Duhul lui Dumnezeu și noi îl cunoaștem pe Iisus Hristos, din inima noastră vor curge râuri. Din inima noastră vor, vor, vor ieși lucruri care vor, vor, face ca viața noastră să aibă semnificație și să fim împliniți și fericiți. Nu vom căuta în altă parte, și Dumnezeu este sursa care într-un mod continuu va umple lucrurile noastre. Vom găsi plăcere în El și plăcerea aceea, luați-o așa, E infinită. Satisface. Satisface. Poate e mai dificil mesajul acesta, poate e mai deprimant. Dar n-ar trebui să ne lăsăm doar pe ideea aceasta ce o zice oratorul. Totul este în zadar. Totul este iluzoriu. Totul este fum. Nu e adevărat. Oameni buni. Oameni buni. Cuvântul lui Dumnezeu spune că lucrurile acestea sunt adevărate pentru cei ce se mișcă într-un cadru. Sub soare făcând lucrurile după vânt, da? Gonind după lucruri care nu le pot prinde. Dar acela care cunoaște pe Isus Hristos, tot ceea ce face el are impact, are semnificație, are răsplată, dă identitate, împlinește, satisface. Nu zic, n-ar trebui să muncim, muncim. Dar în timp ce muncim, să facem lucrurile care sunt valoroase. În timp ce muncim, să arătăm oamenilor pe Iisus Hristos, în timp ce muncim să fim corecți, în timp ce muncim să facem bine celor de lângă noi în timp ce, nu știu, trăim în timp ce mergem asta este și pasajul din Matei pe măsură ce ne trăim viața, facem ucenici facerea de ucenici este o, o, o chestie care împlinește la finalul zilei, când ai un om în care ai investit și în care, cum să zic, duce mai departe lucrurile pe care tu le-ai pus acolo vei fi împlinit lucrurile care le dobândim în fiecare zi ele satisfac pe moment Drogul satisface pe moment, alcoolul satisface pe moment, plăcerea de o clipă satisface pe moment, de a lasă un gust amar după. Conștiința încărcată, nopți nedormite, apăsare peste viața ta, nu e ok. Nu e ok. Vrem să dormim bine? Vrem să facem lucrurile cu semnificație? Trebuie să ne lăsăm, să-L cunoaștem pe Iisus Hristos și să începem să slujim. Iar efortul pe care noi îl facem în slujba lui Dumnezeu, asta e promisiunea Scripturii. Nu se va întoarce fără răsplată. Nu se va întoarce fără răsplată. Promisiunea este aceasta. În Dumnezeu vom fi satisfăcuți mereu. În Dumnezeu vom găsi o plăcere bună, pură, continuă. În Dumnezeu vom găsi semnificație, valoare și scop pentru viața noastră. În Dumnezeu vom găsi nemurirea, în Dumnezeu vom găsi împlinirea, în Dumnezeu găsim toate lucrurile. De aceea. Ce contează că Dumnezeu există? Puff, masivă ta chestia asta. Dacă Dumnezeu cu adevărat există, dacă Dumnezeu cu adevărat există, alternativa unei vieți fără de Dumnezeu sau măcar fără recunoașterea existenței lui sau nepăsării, nu e o viață faină. E o viață amară. Presărată aici și acolo de momente dulci. Atât. De la final, gol și descoperit. Neîmplinit. Neajuns și așa mai departe. Dar cine cunoaște pe Dumnezeu, va avea parte de o viață cu semnificație, cu scop, cu valoare. Și mai zicea, Jordan Peterson să-și cu asta închei, el zicea că fericirea în sine nu e un scop. Și am de acord cu el. Fericirea în ce sens nu e un scop? Nu ca o să fiu fericit, ci ca o să-mi viața cu semnificație. Și în momentul în care trăiesc viața mea cu semnificație, voi fi fericit indiferent de obstacolul cu care mă confrunt în viața mea. Indiferent. Pentru că promisiunea nu este că suntem cu Dumnezeu, gata, o să meargă toate roz. Nu, nu, nu dacă trăim viața cu semnificație, ne punem în slujba lui Dumnezeu, chiar și în momentele dificile, vom ajunge să fim fericiți. Hai să ne rugăm. Și aș vrea să luăm decizia aceasta ca Dumnezeu să conteze în viața noastră. Dacă până acum ne-am comportat ca și cum Dumnezeu este unul acolo, distant, departe, El nu are efect asupra vieții noastre, aș vrea ca de astăzi să spunem, Doamne Dumnezeule, Vreau să nu mai trăiesc o ciclicitate, o chestie repetitivă care îmi distruge și mirosește viața. Zboară timpul, oameni buni. Zboară timpul. Nu ne mai putem întoarce înapoi. Nu mai putem să prindem zilele ce le-am avut. Zboară timpul. Haideți să-l folosim pentru Dumnezeu. Haideți să-l folosim pentru lucrurile care chiar contează. Haideți să fim deschiși. Da? Zice Cuvântul lui Dumnezeu, un după lucrurile de sus. Un după mâncarea care nu se strică. Umblați după lucruri care sunt importante. Așa spune cuvântul lui Dumnezeu. Asta e îndemnul pe care l-am și eu pentru noi în dimineața aceasta. Haideți să umblăm după lucrurile de sus. Haideți să umblăm după lucrurile care dau satisfacție, împlinire. Haideți să facem lucrul acesta. Și primul pas e cunoașterea lui sus. e primul pas. Iar al doilea pas este supunerea față de domnia Lui. Lucrul acesta ne va ajuta să avem viață cu semnificație și să fim fericiți ne va ajuta să trăim o viață consistentă și bună. Hai să ne rugăm!